Bine ați venit la un nou episod cu Toyota. Vă prezint noile echipamente de recuperare pe care le-am primit de la Orn. Așa arată când ai bani. Vorba aia, vin lucrurile în cutie. Pentru mine, până la 37 de ani, au venit doar secanel. Hai să vedem ce avem în cutie. Este un troliu din gama VR de la Orn. Încerc să-l scot, să vă arăt cât mai multe lucruri ce se află în cutie și să vă și povestesc de varianta asta de troliu. Mamă, ăsta e sigilat, nici nu vreau să umblu. Aici, chiar și așa, am și un cutter la mine. Da, ce e mișto la troliu ăsta este că vine cu o telecomandă pe fir și wireless. Vă puteți alege din cele două variante. E mișto că vine cu garanția Orn pe viață. Eu încerc să-l scot de aici în timp ce vorbesc. E mișto că poți să-i muți cutia de solenoizi la motor. Și e mișto că e cu plasmă. Și e mișto că este răspunsul Orn pentru varianta chinezească. Îl puteți cumpăra undeva la 3500 de lei. Și mai am un rucsac cu bunătăți care o să-l vedeți în acțiune în toate expedițiile noastre. Ceva fin cu care dorm la noapte. Fanta de troliu. Hai să vedem ce ne-au mai dat băieții în kit. Vezi, mă, se vede că n-am primit cadouri scumpe când eram mică. Nu știu să le desfac. Vorba aia. Te vezi? Vezi? Ți-am zis? Nu știu. Uite, pe aici se desfăcea, Dobrescule. Poate tai... Da, poate tai un cablu. N-ar fi rău. Oh, yes! Trebuie să fie rezistentă la căzături, telecomanda. Uite, mă, este. N-a pățit nimic, ești nebun? Deci, telecomanda care poate să fie și cu fir și wireless. Prin acest cablu ne putem ufa la telecomandă și o putem acționa cu fir, dacă am rămas fără baterii. Which is nice. Și aici avem... Nu mai râde, că eu te văd. Nici nu vă dați seama cât de greu mi-e cu cameramanul ăsta. Da, ăsta, mă, care se fură cu Orn. Și șuruburi, și fanta de troliu, și telecomandă, și tot ce mai vrei de la Orn. Și troliu cu plasmă și ghiozdanul de recuperare de care v-am promis că o să vă povestim mai multe. Mamă, și mânuși de la Orn. Băi, băiatule, băi, ne sparg casa ăștia, băi. Șufă de copac. N-aș vrea să o scot, că nu mai pot să o bag la loc. Șufă cinetică. Mamă, toate astea sunt forjate și pline de vaselină. Probabil că am uitat să vă spun, dar ăsta este un fier forjat. Deci foarte rezistent la tot ceea ce înseamnă off-road și overlanding. Să sperăm că aceste echipamente ne vor ajuta să ne recuperăm de absolut oriunde. Ne vedem cu ele în teren. Noroc cu acest virus al cărui nume nu mai vreau să-l pronunț, că m-am săturat, că avem timp să montăm troliu cu plasmă de la Orn. Renunțăm la cablu și trecem la plasmă. Cu tot cu troliu, cu varianta VR Evo. O să ne apucăm să dăm bara jos, să scoatem troliu, punem troliu, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Să sperăm că nu mă găsiți aici, în bară, prins, cu șufa, cu nu știu ce, știi? Că nu sunt cel mai priceput. Dar fac! Daniel, care este secretul? Băi, secretul nostru este că suntem foarte, foarte proști. Eu tot susțin de 7-8 ani de zile acum în online. Oamenii nu vor să înțeleagă, dar ei, de ce am dat bara jos când puteam să dăm grila asta și venea pe sus și scoteam pe sus, da? Da, este foarte, foarte. Adică, băi, ce fac ăia, mă, de au 70.000 de subscriberi? Suntem foarte, foarte. Sintetică, cinetică, plasmică, de toate avem, de la Orn, mulțumim, e original. Punem compresor, nu din ăla de care aș fi vrut eu să... Punem de la mai... Să umflăm roțile și să acționăm blocantul spate, că ele au o problemă cu actuatorul blocantului spate.
Așa e la Toyota. E... Ce, ți-ai luat Toyota? A, are o problemă. Pozele alea, știi pozele alea pe vechi, cu câte o femeie la câte un garaj, care are o cheie funcționat, știi, sau șurubelnița în radiator, știi, am țâțe și curi, știi, asta e important. Aia, eu n-am. E gata, nu mai are baterie, Dobrescu. Am montat compresor și butelie pentru fla roțile și acționarea compresorului actuatorului de la blocantul spate. A fost repede? A fost repede? Hai, mă, că a fost bine. Cut.